Glorie Domnului Iisus! S-a dus un an din viață. Suntem mai bătrâni. Dar oare suntem mai cuminți? Că așa așteptăm noi de la copii. O, lasă-l că-i mic, lasă-l păi crește, păi capătă minte. Oare Domnul de la noi tot așa va face, tot așa așteaptă? Eu cred că tot cam așa așteaptă. S-a vorbit, de exemplu, de pilda smochinului neroditor cu cei 3 ani în care să nu mânce din el, dar în a 4-lea an trebuie să aducă rod și rodul ăla să fie pentru stăpânul. Și apoi mai venit și în a 5-lea an și nu o găsesc, și în a 6-lea și nu o găsesc, și în a 7-lea. Vedeți? Exact cum facem noi cu copiii. Lasă că acum e mic, apoi crește, apoi... Dar să știi că dacă nu-l înveți de la început, mai târziu, puțin să leagă de om. Și pe calea asta spirituală, când Domnul m-a chemat pe mine la Sfânta Pocăință, imediat, dar și eu am fost copil ca toți copiii, dar imediat nu mi-a mai stat capul, Doamne, să dau o dată cu piciorul în minge. Și pe copiii mei mai și disciplinam când mergea să joace minge. Nu ne-a stat capul niciodată să joc moara cu boabe de fasole și cum se jucau și bătrâni și copii, șah sau altceva. Nu. Eu am știut că m-a chemat Iisus la o slujbă. Și în slujba în care m-a chemat, El a vrut ca eu să luminez și să trezesc pe alții, ca să aduc rod pentru Iisus. Glorie Domnului Iisus! Astăzi nu vreau să bag de vină, dar așa, tangențial, totuși pare că e nevoie să atindem și lucrurile astea. Nu se mai vede râvna de care Amos vroia să punteze. Nouă ne trebuie cu adevărat râvnă. Și nu o râvnă pentru cele ce dor aici și trec aici, ci o râvnă care să doară, cum s-a citit aici în psalmul acesta, prorocind despre Domnul Iisus, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Și vai, Doamne, de câte ori am pățit și eu așa când vedeam lucruri care nu trebuie să fie în biserică și pentru care am fost judecat de mulți. Dar să știți că Dumnezeu ne-a chemat să fim lumini. Dumnezeu ne-a chemat să aducem rod. Dacă ai o turmă de oi și fată una și aduce un miel și alta aduce 2 miei,
rar, rar, câte una și trei, dar foarte rar. Te bucuri de toți, dar câte una apare care e mai grăsuță, rămâne stearpă și nu-ți aduce rod. Care e soarta la oaia aia? Grăsuță, dar fără rod. Știți? Cea unu. Vedeți, o taie, mă. Gândiți-vă bine că noi formăm aici turma marelui păstor. Și fiecare din noi trebuie să aducem rod. Și dacă n-aducem rod, ne așteaptă cea unu în iad. Doamne, păzește-ne! Doamne, păzește pe toți frații și pe toate surorile și pe copii. Pentru că, cu adevărat, ca să aduci rod pentru Hristos, însemnează să aduci un om la pocăință. Și în fiecare an să aduci un rod la pocăință. Cât suntem noi aici acum așa, dacă fiecare până prin august, septembrie, am avea încă o persoană cu noi. Ce minunat ar fi! Și să nu crezi că nu se poate, că se poate. Poate ați mai auzit din expunerile mele cum am rugat eu și cum am stăruit mai mult de 6 luni de zile pentru unul în care nu intra în capul lui nimic. În toată seara îl duceam cu mine la rugăciuni și la toate, dar el habar n-avea. În fiecare zi dădeam o diurnă ca la militar de 3 lei. Păi de unul cumpăra țigări naționale, că atâta era naționalele, un pachet. Apoi restul mai grijă pentru un film, pentru o femeie, pentru o beutură. Și eu mă rugam, posteam, mă rugam. Și toți spuneam Domnului, Doamne, eu vreau ca ăsta să fie mântuit. Doamne, eu vreau ca ăsta să fie mântuit. Și plângem. Dar lui nu i-am zis niciodată, pocăiește-te. Îl grijem ca pe o domniță mică. Cu mâncare, cu tot ce trebuie. Și cu 3 lei neapărat în fiecare zi. Dar niciodată nu i-am spus, pocăiește-te. Dar după ce o trecut de un 6 luni de zile și a intrat strâmtorarea, acum și pe mine și pe el, că altfel nu-l putem câștiga, atunci l-am luat cu mine în misiune și în aceeași misiune a căzut în brațul lui Hristos. Și cu degetele până pe aici, afumate, roșii de fum, nasul umflat, puță tot și haine pe el și tot. Frate Hozan, mă duc acasă să mă îmbrac și eu viu să mă botez. Și s-a botezat. Și a devenit un bun lucrător. A devenit pastor de sector pe Valea Ierii
și a construit biserici și a adunat atâta popor la Iisus. Și jos, dealuri, văi, kilometri întregi, cu o râfnă care ardea ca un cuptor în inima mea. Dar cu adevărat, Dumnezeu m-a răsplătit, slăvit să-i fie numele. Și până azi, râvna mea nu-mi dă pace. Zilnic ajut pe oameni să se îndrepte, zilnic vestesc pe Iisus, zilnic mă rog pentru cei nenorociți, demonizați și bolnavi și cum sunt ei, măriți să fie Domnul Iisus. Amin. Într-o cântare zicea, Doamne, dă-ne râvna de altă dată. Dar dacă nici pe aia nu mai ai, ce mai ai? Care-i rodul tău azi? Suntem la început de an. Am sămânat până aici. Anul ăsta mai trebuie să și culegem. Trebuie să și culegem. Pe urma bisericii aceștia trebuie să iasă rod. Aseară a ieșit un spic. Dar trebuie, mă, trebuie. Și vă invit pe toți la lupta asta. Luați-vă o persoană dintre prietenii pe care îi aveți, dintre rude pe care îi aveți, împrumutați-vă în rugăciune, tu roagă-te pentru copilul meu și ai grijă de el, ocupă-te tu de el, eu mă rog pentru copilul tău, mă ocup eu de el, că poate părinte cu copil s-a rupt legătura aia strânsă și nu mai merge. Dar împrumutați lucrul și ideile și rugăciunile și întâi de a-i povesti și de a-l chema la pocăință, spune-i lui Iisus. Amin, amin. Și spune-i cu patos, cu lacrimi și vei avea rezultat. Amin. Atunci bucuria ta va fi mare. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să putem cu adevărat înțelege rostul pocăinței noastre. Păncile le-am tapițat că nici regele Mihai n-avea bancă așa ca noi. Apoi scaunele de aici le-am umplut și de versete biblice. Stai numai pe versete biblice, dar în inimă cât ai? Dar în realitate cât ai sămănat? Dar ce nădejde ai de cules? Știi că vine o vreme când să capezi plată după ce ai lucrat? Și atunci, dacă n-ai lucrat nimic, sau dacă ai lucrat așa, de mântuială, nu te-o prea durut, atunci ce răsplată vei avea? Scump frate și dragă soră în Hristos, hai să ne punem pe treabă. Amin, amin. Haideți că Domnul Iisus Hristos, ați auzit și din psalmul ăsta cum o prorocit David, cât o pățit pentru noi. Auziți numai, tu știi ce ocară, ce rușine și ce batjocură mi se face. Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Ocara
îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângăitori și nu găsesc nici unul. Ei îmi pun fiare în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Auzi ce privestea Duhul Sfânt prin David și ce s-a împlinit la cruce. Cum cânta o cântare veche, când mergeai cu crucea în spate, te urma popor, celor ce veneau din urmă te-ai întors spre ei cu milă, zicându-le lor. Nu mă plângeți voi pe mine, o sărman popor, plângeți-vă voi pe voi, plângeți pe ai voștri copii, căci dacă lemnului cel verde i s-a întâmplat așa, ce veți face voi odată la ziua de judecată, o sărman popor? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a trecut prin fazele astea grozave și nu s-a găsit decât un Simon de la Cirena să ajute suferinței. Nu s-a găsit mângăitor decât un tâlhar pe cruce. Încolo toți strigau împotriva lui, toți îl batjocurea, îmi rupe inima. Și toate acestea pentru mine, mărească-i să numele. Amin. Amin. Și pentru matale care asculți. Amin. Nu-i destul că e scris la biserică, la penticostal, ca membru. Sau poate nici n-ai vrut să te scrii nici asta, că ți-a părut că e mai bine să nu te scrii. Dar eu spun că dacă nu te scrii la nicio biserică, nici în cer nu e scris. Fiindcă cei care au fost în Vechiul Testament, toți bine scriși în carte. Câți au ieșit din Egipt cu familii, cu copiilor scriși, câți au făcut slujbe scriși, câți au dat dărnicii așa pe față, tot e scris. Cei ce au făcut milostenii, ăia nu sunt scriși. Dar și dărnicia, ca și milostenia, sunt daruri ale Duhului Sfânt. Amin. El pune în inima noastră fapte pe urma cărora să luăm plată în veșnicii. A Domnului să fie slava. Amin. Eu vă mai rog o dată, oițe ale marului păstor, să aduceți câte un mielușel în turmă. Ajută, Doamne. Amin.